She is the way. Rona Hagen. El este calea. Da. El este calea, adevărul și viața. Bună seara, bună seara, Rona. Ce frumos. Foarte tare stilul acesta pe care tu l-ai îmbrățișat de ceva timp. Electro gospel. Împreună cu Herb, soțul tău, Herbe. Fii atentă. Deci este din acele piese făcute în pandemie. Da, asta da. E videoclipul pe care eu l-am făcut în pandemie. Eu l-am realizat cu mânuțele mele. Acum m-am reprofilat și fac clipuri. Adică ai făcut și montajul și tot? Tot am făcut totul de la A la Z. Adică doamna regizoare. Păi, de dacă, fapt. Adică am avut ideea asta, că de foarte mult timp am scris scenariile tuturor clipurilor mele și am participat, dar e primul clip practic pe care realizez eu. Pentru că ești atât de ocupată, cu pictură, chiar cu creațiile mele. Mult că ți-ai făcut timp să vii în această seară la noi în platou și titlul piesei, cred că face foarte tare referire și la obstacolele și momentele grele pe care le-ai depășit cu ajutorul celui de sus până la urmă. Dumnezeu m-a ajutat pe acest drum care este uneori complicat. Dar ca să zic așa, când ești cu el, nu ești singură pe acest drum și asta contează foarte mult. Rona, ai simțit ajutorul lui Dumnezeu în perioada grea prin care ai trecut? Da, ți-am zis, după ce am fost operată, într-o zi m-am trezit și pur și simplu îl țineam de mână pe Dumnezeu. Iar pe partea dreaptă, unde țineam pe cineva de mână, practic era peretele. Și am simțit prezența lui Dumnezeu, că efectiv îl țineam pe Dumnezeu, pe Iisus de mână. Pe Iisus. Așa. Deci tot timpul, pe tot parcursul l-am simțit, iar la un moment dat, hop, cu operația a fost o chestie și cu șocul, dar pe urmă tratamentul a avut hopurile lui. Și la un moment dat era să mor din cauza tratamentului, pentru că chimioterapia foarte... nu suportam prea bine. Și foarte agresivă. Și era foarte toxic la un moment dat. Și atunci, efectiv, l-am auzit pe Iisus întrebându-mă și dacă nu vreau să te vinde. Incredibil. Mm-mm. Și am zis, păi tu ești Dumnezeu, tu decizi, practic. Și m-am abandonat încă o dată lui, pentru că uneori Dumnezeu te întreabă de mai mult, mă iubești mai mult decât viața ta, mă iubești mai mult decât tot ceea ce ai, mă iubești mai mult decât talentul tău și tot ceea ce ți-am dat. Și trebuie să-L iubești mai mult și să zici, ok, facă-se voia ta orice ar fi, știi? Asta e cel mai greu lucru în viață de accepta voia lui Dumnezeu. A trecut un an de la operația ta. Da, exact, un an de când am terminat chimioterapia. Care este în momentul ăsta părerea medicilor, pronosticul lor? Bănuiesc că te mai duci încă la consult și îți mai iei pulsul așa și da. Tu ca stare. Doctorul meu mi-a spus că următoarea mare investigare va fi în 3 ani. Uh-huh. N-are sens să-mi facă foarte multe PET scanuri și așa mai departe, dar mă vede în 6 luni cu mici marker tumoral, cu mici ecografii, deci foarte lejer. Nu face investigații invazive, pentru că a zis că nu e cazul că sunt foarte bine. Din chimioterapie toate... n-a mai fost nevoie să faci, nu? Nu. 6 luni, dar sinceră să fiu, am să le ții minte. Rona, cât de tare te-a schimbat pe tine ca om până la urmă toată această experiență prin care tu ai trecut? Pentru că de cele mai multe ori stăm și ne gândim, eu n-am cum să pătesc asta. Nu, pe mine sigur o să mă ocolească. Păi, am început să apreciez mai mult viața, am început să nu mă mai stresez de chestii inutile, de exemplu, nu o să mai țin în viața mea nicio cură de slăbire. Slăbesc bine, nu slăbesc, asta este... O să cresc prețul la contracte, că o să fiu mai multă. Nu pe bune, chiar nu mai vreau să mă mai terorizez cu nimic, ca să mai distrug corpul, pentru că cred că toate curele de slăbire pe care le-am făcut au jucat asupra sănătății mele. Și mai știu o chestie, că Dumnezeu m-a vindecat de frică. De frica morții. Apropo de frica morții. Păi, eram foarte aproape de foarte multe ori până când m-a vindecat de frica morții. Practic ai devenit foarte curajos. Apropo de frică, ai lăsat frica deoparte și în plină pandemie, având imunitatea chiar foarte scăzută, nu, ai călătorit în Franța. Nu am o imunitate perfectă, pentru că eu am cerut lui Iisus să mă imunizeze cu Sfânta Eucaristie. Și m-am împărtășit în fiecare zi. Și printre altele am înotat și în apa de mare când era foarte rece afară și m-am imunizat. Deci eu cu imunitatea sunt perfect, că altfel nu veneam în România să fac un film despre sufletul românesc. Foarte frumos. Și l-am făcut în Maramureș și am vrut să prind, să sesizez ceea ce unește în România atât de multe etnii și atât de multe confluențe care există la noi. Deci, practic, ești actriță într-un film sau regizezi sau... Am scris scenariu cât timp am fost bolnavă, da. Un an jumate, și am venit cu un regizor
și am jucat în acest film despre sufletul românesc ca și actriță și voi compune împreună cu soțul meu 20 de piese. Deci practic un cumul de funcții în acest film, ca și scenarist, și regizor, și rol principal. Și ce anume, ai spus că confluența asta între națiile care au poposit pe aici, care ne-au influențat viața, nu? Te-ai dus în Maramureș. Cât timp au durat filmările? Cât durează? Am fost 20 de zile, am făcut 4500 de kilometri. Wow. Ne-am dus la Auțuli, la Ruteni, la Romi, la Moți, deci la Daci, ne-am dus în Delta Dunării și ne-am adus la porțile de fier. Wow. Am făcut 4500 de kilometri. 4500 de kilometri. M-au epuizat. Drumurile m-au epuizat. Și toți acești 4500 de kilometri i-ai făcut singură, fără Herve? Pe ele lăsat acasă? Fără Herve. Am venit într-o echipă foarte mică, cu două mașini. Am avut, din fericire, un binom pe Ana, pe care o salut, româncă din Brașov, care știe foarte bine România, și doi francezi care au descoperit, într-adevăr, o țară extraordinar de frumoasă. E, apropo de România, ce te atrage cel mai tare la țara asta de... Tot timpul te reîntorci cu cel mai mare drag, pentru că știm că totuși tu o mare parte din viața ai trăit-o la Paris, în Franța. Da, am stat până la 25 de ani în București și de 23 de ani sunt la Paris. Iar sunt în Franța, pardon, acum stau pe Coasta de Azur. Vreau doar să spun că eu simt spiritul ăsta românesc enorm. Dacă i-am convins și pe cei de la arte să facă un film despre ceva ce nu pot să sesizeze. Cum filmezi sufletul românesc? Adică sufletul românesc, ca să-l filmeze, să cunoști oamenii. Și eu îmi dau seama că avem încă ceva extrem de autentic. Putem să mulțumim guvernelor care s-au tot succedat, că n-au făcut nicio autorută, pentru că dacă apăreau atâtea mijloace de transport, poate se pierdeau niște locuri unice pe lumea asta, unde se trăiește ca acum 200 de ani și unde este extraordinar. Deci, pe de o parte, am suferit fiindcă am condus prin România pe niște străduțe mici, dar pe de-o parte am apreciat că am găsit ceva autentic, oameni care rămân ei înșiși. Dar ceea ce ne unește, mi-am dat seama, cu cele 32 de nații care există în România, suntem 32, îți dai seama, este faptul că suntem toți creștini. Hei! Rona, cei 1% musulmani care există. Ai venit singură în această seară, vreau să ne spui ce se întâmplă cu Herve, cu soțul tău. Și dacă nu, cumva te-ai gândit sau te-a bătut gândul cumva la un moment dat să te muți definitiv în România, dacă ați discutat toată treaba asta și ce face el acum, însă ne spui totul după o scurtă pauză. Okay. Ne întoarcem. Hartner aici alături de noi pe canapeluță, însă cu Herve, soțul său, unde? În Franța, nu? Da, unde Herve este? A rămas în Franța pentru că, fiind o alegere personală de a găsi sufletul meu românesc, și mi-am zis că după ce am avut această încercare cu cancer, m-am întrebat oare cine sunt eu până la urmă, de unde am rădăcinile mele și așa mai departe. Și am plecat într-o căutare personală, așa se numește acest program de la arte. Anumiți artiști, au fost aleși 25 de artiști din toată lumea, care vin pentru a căuta ceva personal, după o încercare a vieții. Și păi s-a prodit perfect. Păi nu v-a fost greu să stați atât de mult timp despărțiți? Ba da. Deci asta a fost chestia cea mai grea. Pentru că e prima oară când ne despărțim. Voi mai ales că a fost și... împreună mereu. Dar noi suntem împreună mereu. Ca să nu mai zic că el venea mereu și te însăța la emisiuni. Adică... Da, asta clar. Deci acum abia reușit să rămână, dar trebuie să rămână cu fata. Și lucrăm acum la muzica de film. Am început deja să lucrăm la muzica de film. Și... ne-a fost foarte greu, am avut momente dificile, pentru că în timpul pandemiei chiar am fost extrem de fuzionali și ne-am dat seama că ne-am învățat așa și greu, dar uite, s-a depășit. În câteva zile ajung acasă, cu ajutorul Dumnezeu. În câteva zile, cam câte? Îți preconizezi așa plecat? Zile așa. Nu-ți mai prelungești? Nu te-a stârnit România să mai stai aici? Sinceră să fiu, am colindat în lung și lat, dar trebuie să mă întorc acasă. Am de compus muzica pentru film împreună cu el, am venit cu foarte multe idei și vrem neapărat să... Trebuie să trecem la etapa următoare, știi? Și n-aș vrea, dacă, Doamne ferește, apare nou pandemia, să mă prind în altă țară. Vreau să fiu acasă lângă familie. Apropo de familie, pe lângă Herve te așteaptă și fiica ta, nu? Da. De care ești foarte apropiată și de care ți este, cred că, la fel de dor, precum... Da, mi-e dor, e foarte greu și ei, dar ea e învățată deja, știe că mami pleacă din când în când. De data asta chiar n-a rămas singură, a rămas și cu mama și cu Herve, dar nu e ușor pentru ea.
e mică și are nevoie de mama ei să vorbească foarte mult. Vorbim foarte mult. Cum e sistemul de învățământ acolo? Ce face? Cum merge la... Este în clasa 7-a. Uh-huh. Sistemul de învățământ e destul de mișto. E la o școală privată. Adică se seama, duce la școală sau face acasă? Se duce la școală. A fost foarte greu cu învățământul acasă. Eu... 8 ore, nu înțelegeam deloc metodele lor, 8 ore pe zi ne chinuiam, eu n-am înțeles nimic, școala acasă a fost groaznic, n-aș fi niciodată profesoară, trăiască profesorii pe bună, să trăiască profesorii pe ever, așa? Bănuiesc că și pentru ea a fost greu, adică... Și pentru ea a fost foarte greu, dar a terminat comedie foarte bună, deci sunt încântată. În schimb, acum se duce la școală și sunt cam îngrijorată, pentru că are și astm, sper să nu prindă ceva. Adică sunt foarte îngrijorată că este la școală. Dar e toată ziua cu masca pe față și asta o mai apără. Ne rugăm la Dumnezeu și din fericire acolo unde suntem, primarul n-a făcut nicio manifestare afară. Bine, noi am pierdut foarte multe concerte, asta e situația. N-a făcut nicio manifestare afară, așa că nu am avut foarte mulți turiști și am fost protejați. Dar în alte orașe, ca Marsilia, ca Nice, este hecatombă, cum se spune. Sunt foarte, foarte multe cazuri, pentru că s-au făcut concerte peste tot și venea lume și au fost turiști. La noi mai ok. Am fost noi la plaje singure și a fost ok. În cele câteva zile pe care le mai petrec sau pe care le-ai petrecut, de exemplu, asta ce ai făcut aici, în București? Interviu de dimineață, mi-am văzut niște prieteni. Am descoperit un restaurant cu mâncare românească tătărească. Aha, oh my god, așa. Și ieri am făcut alaltă la o prietenă mea pe care nu o văzusem de 20 de ani, Cris Simion, care este scriitoare și care îmi propune să facem un teatru independent, Grivița 57. De Biserica Românească ți-a fost dor? De Biserica Românească, da, am fost la Sfântul Mina. Am fost primul lucru la Sfântul Mina și i-am mulțumit, fiindcă acolo m-am căsătorit cu Herve și am descoperit o biserică incredibil de frumoasă, Mara Mureș, în care era o frescă care arăta că cele două biserici se vor reuni, ortodoxi și catolicii. Uh-huh. Și ziceam seama că a fost desenată la 1400, iar fresca respectivă reprezenta, era sculptată în lemn și reprezenta că cei doi patriarhi ortodoxi, că acum sunt doi foarte tari, își lăsau jos acele chestii de glorie așa pe care și le pun, ce au ei pe cap acolo, și ai noștri la fel, cei doi papi își lăsau și ei titlurile lor de glorie și se uneau cele două biserici. Mi se părea așa de frumos că de fapt era o singură biserică la picioarele lui Dumnezeu, lui Iisus. Îmi doresc din tot sufletul ca această unificare să se întâmple. Tu știi că am lansat, de exemplu, pe această cruce este o cheie USB cu discul meu. Ce tare! Frumos! Deci este o bijuterie. Le-ai îmbinat pe amândouă. Da, au oamenii două discuri ale mele, 40 de piese, 3 videoclipuri și mai multe poze în exclusivitate, interviuri, chestii. Și iată cum și porți asta... crucea permanent și muzica. Așa. Și clipuri. Și pentru că m-am gândit că lumea aruncă foarte multe CD-uri acum și nu le mai cumpără și nu mai știu să le utilizeze, așa că m-am gândit să fac o chestie pe care lumea să o și poarte, să o pune la mașină și să conducă cu Rona. Bravo! Ne bucurăm tare mult, Rona, că ne bucur de fiecare dată atunci când vii în România, să vii cât mai des, că nouă ne place tare mult de tine, și data viitoare să vii cu soțul tău. Cu Herve. Promit. Nu mă lasă de obicei, așa că venim împreună, e sicilian, am ce să-i fac. Asta este. Are grijă de mine. Îți mulțumim, Rona, și o seară minunată îți dorim. Mulțumesc asemenea. Te căutăm peste tot, da, și vă aflăm pupi de proiectele tale și de absolut tot ceea ce tu faci. Nu, multă baftă în continuare. Ciao, noi ne vedem mâine seară, tot de la ora 8.